Fermierii sătmăreni, cu tot cu utilaje, au protestat azi în stradă. Oamenii sunt nemulțumiți de întârzierile foarte mari la plata subvențiilor și se plâng că în acest fel vor ajunge la sapă de lemn. Fermierii și-au strigat supărarea în stradă. Sper astfel să atragă atenția guvernanților asupra nemulțumirilor lor și să le facă cunoscute și cetățenilor de rând. Principala lor nemulțumire este că încă nu și-au primit subvențiile pe anul 2015, iar întârzierile îi împing pe mulți dintre ei spre faliment. Motivul acestui protest este neîncasarea subvențiilor. Și nu doar faptul că nu și-au încasat subvențiile este singura nemulțumire a fermierilor. Ei cer eliminarea condițiilor de excludere de plată, scoaterea de pe rafta alimentelor care conțin grăsimi vegetale și introducerea legii cu privire la etichetarea produselor. Și mai avem încă alte puncte, cum ar fi scoaterea, modificarea în legea 60, legea etichetării, scoaterea de pe raftul de lactate a produselor care conțin grăsimi vegetale. Acestea ar fi două dintre cele 7 puncte pe care le cerem ca să se modifice. Crescătorii de animale și-au arătat nemulțumirea față de prețurile practicate de procesatori. Un litru de lapte pleacă de la fermier cu puțin peste 90 de bani, în condițiile în care costurile de producție se ridică la 1 leu și 10 bani pentru un litru de lapte și ne costă peste 4 lei la raft. Suntem bagiocoriți și cu alimentele pe care le găsim în supermarketurile, din România. Astăzi se vând lactate care n-au poate un gram de lapte în produs. Asta este o rușine pentru noi, pentru țară. În timpul protestului, producătorii le-au oferit oamenilor lapte gratuit pentru a-i convinge că laptele produs local este mai bun față de cel din magazine. Fermieri din mai multe județe din nordul țării au protestat preț de mai bine de 3 ore pe străzile din Satu Mare. Protestul s-a încheiat în fața prefecturii, unde reprezentanții lor au fost primiți la discuții de către conducerea prefecturii, alături de reprezentanți APIA și ai Direcției Agricole.